Voi începe cu faptul că acum 2 ani, când rulam pe șosea cu 70 sau 80 de km la oră, mașina s-a oprit din senin, iar toți martorii din bord s-au aprins. Bineînțeles că am pornit din nou mașina, am așteptat să se stingă martorii din bord și mi-a continuat drumul. De atunci am tot avut probleme cu martorii din bord, care se tot aprindeau din diferite motive, cum ar fi bec ars, frână de mână electrică și așa mai departe. În urmă cu o lună, mașina s-a oprit din nou în mers, am reușit să o pornesc din nou, însă după doar 20-30 de kilometri parcurși, nu am mai pornit deloc. Erorile care au apărut în bord erau check engine sau defecțiune motor și eroare pe partea electrică la cutia automată DSG. În urma unei diagnoze auto, am constatat că mașina are o defecțiune la calculatorul motor sau eco. Așadar, de ce a trebuit să schimb calculatorul motor? E bine, pentru că apa a ajuns la el. Jgheaburile de scurgere de suparbriz s-au înfundat și din această cauză apa a reușit să ajungă la calculatorul motor și probabil să-i producă un scurt circuit. Ca să-l schimb, am preferat să cumpăr un alt calculator motor second hand cu același coda de la un parc de dezmembrare auto la un preț de 300 de lei. Costurile au fost mai mari atunci când a trebuit să clonez calculatorul motor, pentru că așa se face și asta se face cu o diagnoză auto. Așadar, demontarea și montarea calculatorului motor împreună cu clonarea acestuia a costat în jur de 1500 de lei. Dacă vreți să știți cum se schimbă calculatorul motor la Volkswagen Passat B6, vă puteți uita la videotutorialul cu Volkswagen Golf 4, unde am demontat acest calculator motor. Acesta e calculatorul vechi demontat de pe mașină, calculatorul cu probleme. Acel suport în care este prins a fost tăiat cu flexul ca să poată ieși mai ușor. El este prins în niște șuruburi, dar nu aveți cum să le desfaceți, se desfac un pic mai greu. Așa că cei care l-au desfăcut nu au avut răbdare și au preferat să taie suportul în care este prins calculatorul motor și l-au scos afară. A intrat apa în acesta și de asta nu mai funcționa cum trebuie. Iar vedeți aici codul 03L907309, acesta e codul după care îl căutați pe acesta este codul după care căutați un calculator second hand, va trebui să aibă același cod. După ce l-aveți, va trebui doar să-l montați la loc și să-l clonați. Și asta e tot. Dacă aveți alte sugestii sau alte idei despre tutoriale cu Volkswagen Passat B6, vă rog să-mi scrieți în secțiunea de comentarii de mai jos.